De mai mult timp m-am frământat cu subiectul pe care vi-l aduc acum în discuție, cu această practică care este răspândită de mai mult timp, și anume oameni care locuiesc într-o anume localitate, să zicem localitatea Alba Iulia, cei care se duc să boteze la Iordan sau să boteze în biserici de prin alte locuri din țară sau să boteze la evenimente speciale și așa mai departe. Am meditat mai multe luni de zile la subiectul ăsta, m-am uitat în Sfânta Scriptură la ceea ce are de spus Biblia despre subiectul ăsta și aș vrea să împărtășesc cu voi. Am dat titlul pe care l-am dat pentru că biserica păstorită de Vladimir Pustan de la Beiuș este biserica care practică acum la scară largă lucrul acesta. Persoane care vin din toată Europa, din toată țara, se înscriu, se duc și se botează acolo. Întrebarea este dacă lucrul ăsta este biblic și clipul acesta nu este despre ce se face la Beiuș, la Cireșare, deși acolo se face foarte des lucrul acesta, ci este despre tipul ăsta de practică. Dacă este normal ca persoane care locuiesc într-un anume loc să se ducă să boteze în altă biserică sau în alte biserici din alte localități sau să ducă să boteze în alte țări, da? Unde sunt anumite persoane celebre, populare și așa mai departe. Deci despre asta este vorba. E normal să te duci să te botezi la Iordan, la evenimente speciale sau într-o anumită biserică, unii un om pe care îl apreciezi sau unii o anumită biserică care ți se pare ție că este o biserică foarte interesantă. E normal lucrul ăsta? E biblic lucrul ăsta? Răspunsul meu foarte clar este că nu. Răspunsul meu este că nu este biblic și că este o călcare a principiilor Sfintelor Scripturi. Și spun lucrul acesta cu atenție pentru că sunt foarte multe persoane probabil care vor vedea clipul acesta și care au văzut deja, au făcut deja lucrul ăsta, da? S-au dus și s-au botezat în altă localitate de unde ei nu sunt. S-au dus și s-au botezat în altă biserică din care ei nu fac parte, o biserică în a cărei viață nu se pot implica. Înțeleg lucrul acesta, vreau să fiu sensibil față de persoanele acestea și să oferă o soluție pentru situația lor. Dar ce spune întâi Biblia despre practica asta? Este normal ca eu care locuiesc în Zalău, dacă nu sunt botezat, să mă duc să botez la București sau la Beiuș sau la în altă parte? E normal să fac lucrul ăsta? Răspunsul este nu. Nu e biblic, nu e normal, nu e bine. De ce? În primul rând, pentru că este o fracturare a procesului biblic. Ce ne spune Sfânta Scriptură? Luați Fapte 2, de exemplu. Spune, pocăiți-vă, fiecare din voi să fie botezat, apoi veți primi darul Duhului Sfânt și apoi spune s-au botezat și la numărul ucenicilor s-au adăugat acele persoane. 3.000 de suflete, apoi 2.000 de suflete. Observați procesul. Pocăință, botez și adăugare la numărul ucenicilor. Deci nu te poți boteza într-un loc, într-o biserică din care nu poți să faci parte. Dacă tu locuiești în Londra, ce cauți să te botezi la Zalău sau la Beiuș? E absurd, nu are logică. Dacă tu locuiești în Austria, în Viena, ce logică are să te botezi la Iordan? Poți să fii parte din biserica care e făcută pe marginea Iordanului, dacă o fie așa ceva? Nu. Nu e normal. Deci calcă procesul, distruge, fracturează, încalcă procesul biblic prezentat în Sfânta Scriptură. În al doilea rând, Biblia ne arată că botezul este legat de intrarea în biserica locală. Da? S-au botezat și la numărul ucenicilor s-au adăugat. Deci botezul este poarta de intrare în biserica locală. Dacă tu nu poți să faci parte din biserica în care te botezi, de ce te botezi acolo? Este absurd. Este absurd. Botezul este poarta de intrare în biserica locală. Eu nu mă refer că este poarta de intrare în biserica universală sau în împărăția lui Dumnezeu. Dacă ești mântuit prin botez. Nu, este poarta de intrare în biserica locală. Devii membru după ce te-ai botezat. Da? S-au botezat și la numărul ucenicilor s-au adăugat. Dacă nu poți să faci parte din biserica aia, nu are logică să te botezi în adunarea respectivă. În al treilea rând, botezul este mărturia unui cuget curat. Asta ne spune Sfânta Scriptură. Botezul este o ocazie superbă, deosebită, de a da mărturie înaintea celor care te cunosc că te-ai pocăit, că te separi de lume și că te alipești la biserică. Ce mărturie dai tu când te botezi într-o biserică care nu știe aproape nimic despre tine, o biserică în care nu poți invita sau nu sunt prezenți oamenii care te cunosc pe tine, oameni care nu pot să vadă da, cum te-ai pocăit, care este mărturia ta, care este schimbarea ta, ce a făcut Dumnezeu în viața ta. Deci nu poți să dai mărturie despre pocăința ta, nu poți să dai mărturie în fața celor oameni că te separi de sistemul lumesc, da?
Petru spune la cinzecime, mântuiți-vă din mijlocul acestui neam păcătos. Și imediat Scriptura spune, cei ce au primit mesajul acesta s-au botezat și la numărul ucenicilor s-au adăugat 3000 de suflete. Deci nu poți să dai mărturie despre pocăința ta în fața celor ce, cunosc, ce te cunosc, nu poți să dai mărturie despre separarea ta de sistemul lumesc, nu poți să dai mărturie despre alipirea ta de biserica respectivă. Pentru că tu nu ești în locul în care trăiești, nu ești în locul în care sunt prietenii tăi, vecinii tăi, oamenii lângă care ai crescut. Este o încălcare a principiului mărturiei. Tu nu poți să dai mărturie pentru că te botezi într-un loc în care oamenii nu te cunosc. Da? Nu ai nicio mărturie față de cei care te cunosc, nu ai nicio mărturie credibilă față de biserică. Biserica trebuie să accepte botezul tău pe baza unei mărturii credibile. Ce credibilitate are mărturia ta dacă oamenii nu știu nimic despre tine? Dar tu poți să le spui cum te-ai întors la Dumnezeu să scrii pe o foaie mărturia ta. Dar ce credibilitate are ea? Eu nu zic că mărturia ta nu este adevărată, da? Că tu nu ești născut din nou, că tu nu te-ai întâlnit cu Dumnezeu. Dar care este credibilitatea acestei mărturii? Ce argumente ai tu în fața la celor oameni care nu știu nimic despre tine? Nu pot verifica absolut nimic despre tine. De ce? Pentru că tu nu faci parte din comunitatea respectivă. Ei nu te-au văzut, da? Tu ai o familie, ai niște prieteni, foarte mulți oameni. Ai o familie, ai niște prieteni, ai o biserică care poate a văzut creșterea ta. Tu te duci și te botezi în Honolulu. Nu are nicio logică lucrul ăsta, da? Tu trebuie să fii o mărturie acolo. Botezul este mărturia unui cuget curat în fața acestor oameni. În al patrulea rând, botezul este legat de ucenicie în Sfânta Scriptură. Marea trimitere chiar așa sună, nu? Duceți-vă în toată lumea și faceți ucenici din toate neamurile, botezându-i și învățându-i tot ce v-am poruncit eu. Acum, dacă eu nu te pot, după ce te-am botezat, învăța, pentru ce să te botez eu? Dacă nu te poate învăța, dacă nu poți sta în biserica în care este pustan sau oricine altcineva, de ce să te duci să te botezi acolo? Nu are logică, da? Botezați și învățați. Responsabilitatea celui care te botează este să te învețe, să te ucenicizeze. Să te ucenicizeze. Dacă el nu poate să facă lucrul ăsta, n-ar trebui să te boteze. Atenție, eu nu vorbesc de cazurile de plantare de biserică, da? Sau cazurile speciale, cum a fost cel al apostolilor care au umblat din loc în loc, au plantat biserici, au botezat oameni, au stat puțin, i-au ucenicizat și după aceea au plecat. Noi vorbim de cazurile în care există adunare în localitatea ta și tu nu vrei să te botezi acolo, ci tu te duci să te botezi într-un alt loc în care oamenii nu știu nimic despre tine și oamenii aceia nu te vor putea uceniciza. Omul acela nu poate să fie păstorul tău, el nu poate să stea lângă tine, el nu poate să te îndemne, să te sfătuiască, să te mustre. Tu nu poți să fii sub grija acelei adunări și sub grija acelui om. Deci ucenicia nu poate fi făcută acolo. De ce? Că nu locuiești acolo. Da? Așadar, acesta este patrulea motiv pentru care este greșit tipul acesta de botez. În al cincilea rând, botezul înseamnă intrarea în biserica locală și participarea la viața acelei biserici. Din nou, biserica de la Ierusalim. S-au botezat, s-au adăugat la numărul ucenicilor și imediat spune. Ei stăruiau în învățătura apostolilor, în frângerea pâinii, în rugăciuni și așa mai departe. Și descrie pe larg acolo viața bisericii, vreo 10-12 caracteristici, depinde cum le împarte fiecare, ale vieții biserice. Da? Ei participau la viața acelei biserici unde ei s-au integrat ca membri. Dacă tu nu poți participa la viața bisericii în care te botezi, n-ar trebui să te botezi acolo. Botează-te în biserica sau într-o biserică din localitatea ta sau din apropierea localității tale din care poți să faci parte. Botează-te într-o biserică la a cărei viață poți participa în mod activ, în mod proactiv. Da? O biserică în care îți poți îndeplini toate responsabilitățile ca membru. Dacă nu poți să faci lucrul ăsta, nu te du la 500 de kilometri, la 100 de kilometri sau la 1000 de kilometri în nu știu ce biserică, unde e nu știu ce om important, ca tu să te botezi acolo. Nu are logică, da? În al șaselea rând, botezul și cina Domnului sunt simbolurile adunării. Botezul și cina Domnului nu sunt niște rânduieli ale unui individ, ci sunt niște rânduieli ale bisericii. Botezul este poarta de intrare în biserică, iar cina Domnului este, dacă aș putea să spun, păstrarea membrului în interiorul adunării. Deci botezul, prin botez, intri în biserică, iar cina Domnului arată cine sunt membrii în adunarea respectivă. Acum, dacă eu mă duc și mă botez într-o biserică din care nu pot să fac parte, eu pervertez simbolul ăsta. Este un lucru grav să te duci să te botezi aiurea. Să fie foarte clar ce are de spus Sfânta Scriptură. Astea sunt simbolurile bisericii locale. Nu bisericii universale. Biserica universală nu te poate boteza. Nu există păstori universal, biserică universală care să poată administra actele de cult. Da? Apropo, dacă aveți întrebări pe subiectul ăsta,
puteți să le scrieți în comentarii și o să mă uit la ele și o să răspund la sfârșitul acestui live. Deci, este o pervertire a simbolurilor bisericii dacă tu te duci să te botezi într-un loc sau într-o biserică din care nu poți face parte. Pentru că botezul este intrarea în adunare respectivă, cu scopul de a participa la viața bisericii respective. Așa că cei care încurajează lucrul ăsta, practică lucrul ăsta, permit lucrul ăsta, sunt vinovați. Este vinovat slujitorul care face lucrul ăsta, este vinovat candidatul care face lucrul ăsta și este vinovată biserica care tolerează lucrul acesta. Dar sunt vinovați cei care permit lucrul acesta. În al șaptelea rând, cei care fac lucrul ăsta să pun într-un fel în poziția apostolilor, care au avut o misiune specială de la Dumnezeu, o trimitere specială, o descoperire specială de la Dumnezeu cu privire la realitatea spirituală a oamenilor care se botezau. Da? Filip a fost trimis special, Petru a fost trimis special să boteze pe casa lui Corneliu, Pavel a fost trimis special, Anania a fost trimis special ca să-l boteze pe apostolul Pavel, să-l integreze într-un fel în creștinism. Cei care botează așa la minut, da? Pe oameni care vin de oriunde sau botează pe loc, cine vrea acum, hai să te botezăm, oamenii ăștia își arogă într-un fel, se ridică în poziția apostolilor și nu sunt apostoli, să fie foarte clar. Nu au nici trimiterea apostolilor, nici descoperirea apostolilor, nici înțelepciunea și discernământul apostolilor, nici semnele unui apostol și totuși să pretind sau preiau într-un fel atribuțiile apostolilor. Pentru noi, oamenii de rând, pentru noi, oamenii obișnuiți, pentru biserica din secolul 21, practica normală este ca să facem catehizare cu omul ăla, să-l introducem în doctrinele fundamentale ale creștinismului, să fim singuri că el a înțeles ce este creștinismul, ce este Evanghelia, ce este Hristos, ce este mântuirea, ce este biserica, ce înseamnă să fii membru într-o biserică, ce este botezul și abia apoi să-l botez pe baza mărturiei sale credibile, să știi că el o înțeles, domnule. El o înțeles ce este creștinismul. Așadar, oamenii care se botează, foarte mulți din oamenii ăștia care se botează, nu sunt inițiați suficient în creștinism. Nu sunt inițiați suficient în creștinism. Și cei care încurajează lucrul ăsta sau practică tipul ăsta de botez, botează oameni pe care nu-i cunosc, fac exact lucrul ăsta. Aduc în adunări, asta este marea tragedie, aduc în adunări oameni care nu au înțeles ce este creștinismul. N-au înțeles cine e Hristos, n-au înțeles ce este biserica, n-au înțeles ce este mântuirea. Este o tragedie. În câțiva ani de zile bisericile se umplă de oameni botezați, dar oameni care n-au fost niciodată inițiați. Catehizarea nu înseamnă să înveți pe cineva niște dogme creștine inventate de un om, ci înseamnă să iei Sfânta Scriptură și să explici la un individ toate lucrurile astea. Și dacă lucrul ăsta necesită câteva săptămâni sau câteva luni de zile, îți iei zilele astea, dar botezul nu mântuie. De ce să te grăbești să-l aplici atunci pe loc? Cu ce scop? Cu ce scop? Dacă omul ăla încă nu știe despre ce e vorba. În al optelea rând, în multe cazuri, foarte multe cazuri, botezul de tipul ăsta, da? Te duci și botezi pe cineva care trăiește în autostrada, tu ești la Beiuș. Sau el e în Londra, sau e în București, sau e în Fălticeni, sau e la Zalău. Și el se duce într-un fel de loc din ăsta sfânt, un fel de meca evanghelicilor. Un fel de Arsenie de Boca care face ceva vindecări. Iertați-mi ironiile pentru cei care sunteți mai sensibili. În multe cazuri este un dispreț față de familia care te-a crescut. Este un dispreț față de slujitorii care te-au învățat atâția ani de zile. Este un dispreț față de biserica care a avut răbdare cu tine, care te-a înconjurat cu dragoste, un loc în care l-ai cunoscut pe Hristos, un loc în care Dumnezeu ți-a vorbit. Este un dispreț total. Este o răzvrătire față de slujitori, față de familie, față de biserică, față de oamenii care au stat în jurul tău și care cel mai probabil au participat și au văzut, au participat la travaliul nașterii tale din nou, da? Au văzut întoarcerea ta la Dumnezeu, convertirea ta. Tu i-ai lăsat baltă pe toți și te-ai dus să te botezi într-o biserică care nu te cunoaște, unde niște slujitori care nu te cunosc, niște oameni care nu te pot uceniciza, nu pot să-ți facă nimic. Este un lucru foarte, foarte trist. Este un dispreț față de oamenii aceștia. În al nouălea rând, asta cred că se află în spatele la tipul ăsta de botez. Mă duc să mă botez la Pustan, mă duc să mă botez la Beiuș, mă duc să mă botez la București, mă duc să mă botez la Iordan, mă duc să mă botez la nu știu ce super eveniment, la Oradea, la nu știu unde. În multe locuri au ieșit ca ciupercile după ploaie practicile astea de a te boteza în locuri din astea speciale. Sau la oameni speciali. În spate se află acest mare cult al personalității. Citesc un comentariu.
Da. Cunosc oameni din orașul meu care s-au botezat la Beiuș și n-au de-a face cu biserica locală de la noi. Foarte rău. Claudia Predescu. Foarte rău. Foarte rău. Bun. Ce nu înseamnă Călin Homorodean zice că nu înseamnă un contract botezul. Nu, botezul nu înseamnă un contract, botezul înseamnă o alipire la biserica locală. S-au botezat și s-au lipit de biserica locală. S-au adăugat la numărul ucenicilor. Dacă nu poți să te adaugi la numărul acelor ucenici, nu te boteza. Bun, dar revin. În spate la practica asta este promovarea cultului celebrității și a personalității. Din nefericire am furat de la sistemul lumesc, de la ceea ce vedem în lume, același sistem, aceeași strategie de lucru. Avem vedetele noastre, avem personalitățile noastre, le promovăm, le plimbăm prin toată lumea, ne învârtim în jurul lor, în jurul evenimentelor pe care le creează aceste personalități, aceste celebrități și este o tragedie. Asta se află în spatele botezului. Vreau să mă botez persoana sau vreau să mă botez în biserica păstorită de persoana cealaltă. Este un fel de, eu nu credem în preoție, într-un fel evanghelice, dar pe de altă parte promovăm un fel de sacramentalism. Domnule, e ceva special la omul ăla, e ceva special în biserica aia, parcă e un fel de har, un fel de ungere din asta specială pe care o are omul ăsta, omul respectiv și aș vrea să mă botez în baptistierul sau vrea să mă botez în locul ăla sau în biserica aia sau să mă boteze omul ăla sau prezbitere din biserica aia. Este trist. Este trist. Botezul pe care ți-l administrează omul ăla nu ți-aduce absolut nimic. E același lucru dacă te botează un prezbiter sau un frate din adunarea locală care e în localitatea ta. E exact același lucru. Dom'le, botezul nu o să-ți aducă absolut nimica. Este o auto-înșelare. Și este o înșelare pe care o promovează oamenii respectivi. În spate este acest cult al celebrității. Este un duh rău. Un cult al celebrității și un cult al personalității și al popularității. Asta este în spate. Niște oameni infatuați, aroganți, care nu pot să suporte faptul că la un moment dat vor coborî de pe scara asta pe care s-au uitat și vor fi uitați în istorie. Nu pot să suporte lucrul ăsta. Și fac absolut orice ca să dea sentimentul că lucrarea sau biserica în care sunt ei are foarte mare succes. Dacă ai fi un om conștient și știi că omul ăla care vine la botez nu poate să facă parte din biserica ta, știi ce ai face? L-ai sfătuit și îi spune, du-te domnule și te botează, de unde ești? Sunt din Gilău, du-te și te botează într-o biserică din Gilău. Ce ești, pentecostal? Du-te și te botează acolo. Ești baptist? Du-te și te botează într-o biserică baptistă. Ești creștin după Evanghelie? Du-te și te botează într-o biserică creștin după Evanghelie. De ce ai venit să te botezi aici? Ce crezi că pot să-ți fac eu? Ce crezi că pot să-ți dau eu în plus? De ce ai venit tocmai până la Beiuș sau până la București sau până la Zalo ca să te botezăm noi? Ce crezi că am putea să-ți facem noi? Ar trebui să explice ce înseamnă botezul. Dacă nu face lucrul ăsta, tot ce face este să promoveze cultul personalității. Și tot indivizii ăștia sunt foarte deranjați la un moment dat. Uite, domnule, că nu vrea nu știu ce biserică de nu știu unde să-i primească membrii. Păi cum să primească membrii niște oameni care au fost botezați cine știe unde? Cum să-i primească membrii? Așa pur și simplu să-i primească membrii că el s-a botezat undeva. De exemplu, este o persoană care nu are nicio dovadă a nașterii din nou, care nu are o dovadă că a înțeles Evanghelia și vrea să fie botezat. Dacă eu sunt slujitor cu toate mințile în cap, dacă sunt credinciosul lui Dumnezeu, îi voi spune, uite, hai să mai petrecem o perioadă de timp în Sfânta Scriptură și să trecem prin învățăturile elementare ale Scripturii, învățăturile esențiale. Hai să vedem mai mult ce înseamnă Evanghelia, că nu sunt sigur că ai înțeles ce este Evanghelia. Ea se răzvrătește, se duce, se botează la Beiuș, vine înapoi și spune, m-am botezat, vreau să fiu primit membru biserica locală. Și tot eu sunt considerat vinovat, uite, domne, ce rău sunt eu că nu vreau să-l primesc în biserică. Nu-i vorba că eu nu vreau să-l primesc în biserică, nu-i biserica mea, ci este vorba de adunare de biserică care nu vede în omul ăla realitatea nașterii din nou. Este vorba de adunare care este tratată cu dispreț, care este tratată cu foarte mult dispreț de către individul ăsta care n-a acceptat să treacă printr-un proces normal. Da? Despre asta este vorba. Și în concluzie, a te boteza la Iordan, la evenimente speciale, la nu știu ce fel de cruciade de evangelizare, nu știu ce fel de evenimente care au multe nume, sau a te boteza într-o biserică unde nu știu ce personalitate, unde vreți dumneavoastră, da? Sau pe scurt, a nu te boteza într-o adunare din localitatea ta, care este o adunare a Domnului Iisus Hristos, și a te duce să te botezi oriunde în altă parte, este un lucru greșit din motivele pe care le-am enumerat mai sus. Fie trădează o ignoranță cu privire la ce este botezul,
ce înseamnă botezul, da? Mărturia unui cuget curat înaintea unor oameni care te cunosc, intrarea în biserica locală, participarea la viața acelei biserici, intrarea în ucenicie, supunere, intrarea sub supravegherea unor prezbiteri, a unei adunări, trecerea pentru un proces de informare cu privire la ce este Evanghelia, mântuirea, biserica și așa mai departe, fie este ignoranță, fie este în foarte multe cazuri răzvrătire față de biserica locală, față de familie, față de slujitori de acolo, dispreț față de oamenii aceștia și este o încurajare a autopromovării unor lideri și a unor slujitori. Foarte mulți din oameni care au făcut lucrul acesta, când vorbești cu ei, au lipsă de discernământ, lipsă de înțelegere cu privire la ce este botezul, ce este Evanghelia, ce este mântuirea, ce este biserica locală. Așadar, dacă sunteți de acord cu ceea ce am expus aici, dorința mea nu este să înjosesc pe cineva, dorința mea nu este să descurajez pe oamenii care au făcut lucrul ăsta, dorința mea nu este să descurajez oamenii să se boteze, ci dorința mea este să corectăm o practică nebiblică, total nebiblică, o practică care are fundamente păcătoase și dorința mea este să promovăm dialogul, să promovăm înțelegerea doctrinilor Sfinte Scripturi și, în mod particular, în momentul acesta, înțelegerea ceea ce este cu adevărat botezul. Da? Unde trebuie făcut botezul? Cine trebuie să facă botezul? În ce circunstanțe trebuie să facă botezul? În ce moment trebuie să facă botezul? Și aș încheia cu următorul sfat. Sunt foarte multe persoane care au avut probleme din cauza asta. S-au dus și s-au botezat, nu în biserica în care au crescut, și când s-au întors înapoi, biserica, bineînțeles, a reacționat și a spus: domnule, uite, trebuie să avem o discuție înainte să primim ca membru, da? Bineînțeles, dacă stai în Târgu Jiu, nu? Mădălin, sau dacă stai în Zalău, sau dacă stai în Fălticeni, sau dacă stai nu știu unde și te-ai dus și te-ai botezat la București sau la Beiuș, nu poți fi membru acolo, că tu locuiești la Târgu Jiu sau locuiești în alt loc, da? Sfatul meu e următorul. Pentru cei care ați făcut deja lucrul ăsta și greșit, nu v-ați botezat în biserica în care ați crescut și din care vreți să faceți parte, sfatul meu este să vă smeriți, să vă pocăiți, să recunoașteți că ați făcut lucrul ăsta, fie din dispreț, răzvrătire sau poate din ignoranță, a fost pur și simplu ignoranță, să vă pocăiți de lucrul ăsta, să recunoașteți înaintea fraților: nu e bine ce am făcut, nu e normal să fi făcut, nu e normal că am făcut lucrul acesta, nu credem că e bun lucrul ăsta, ne pare rău, uite, eu cred că sunt un om născut din nou, care îl cunosc pe Domnul Iisus Hristos, a fost o greșeală, am înțeles Evanghelia, vreau să fac parte din adunarea asta, îmi pare rău că s-au întâmplat așa lucrurile, iertați-mă și sunt sigur că în orice adunare în care sunt oameni pocăiți, oamenii vor spune: asta este, uite, acceptăm pocăința ta, ne bucurăm că ai înțeles ce înseamnă botezul, ce înseamnă participarea la o biserică locală, că ai înțeles importanța de a fi parte din adunarea asta, nu-i niciun fel de problemă, vino. Problema știți care este? Problema este că oamenii care practică lucrul ăsta, da? Care botează oameni de pretutindeni, strângi de prin toată lumea și de prin toată țara, sunt foarte deranjați de faptul că anumite adunări locale sunt reticente în a-i primi pe oamenii pe care au botezat ei. Păi cum să primesc un membru într-o adunare locală pe un om care s-a botezat cine știe pe unde și nu știu ce e cu el? Da? Sau pe un om care a crescut în adunarea aceasta și el s-a dus și s-a botezat în altă parte. Nu trebuie să stau întâi de vorbă cu el. Când dau seama că el nu a înțeles ce e practica botezului. Nu a înțeles ce înseamnă botezul. Da? Nu a înțeles care e funcția botezului. E normal să fiu reticent. E normal să discut lucrul ăsta cu individul respectiv. Dar, cum am zis, în foarte multe ocazii, indivizii ăștia care botează la comandă și se cred într-un fel super apostoli, indivizii ăștia chiar public își arată nemulțumirea față de adunările care nu au vrut să-i primească pe oamenii pe care au botezat ei. Păi dacă tu i-ai botezat, primești tu membru în adunarea din care tu faci parte. Nu? Tot ei sunt nemulțumiți și așa devin unele biserici din astea un fel de centre religioase, un fel de mișcări în sine, da? Un fel de denominații. Acolo sunt oameni care sunt membri din toată lumea. Cum să fii tu membru, tu din Londra sau din Viena, să fii tu membru într-o biserică din România? Când noi nu te putem vedea, nu putem să te ajutăm, nu putem să te ucenicizăm, nu te putem sfătui, nu putem participa împreună cu tine la viața adunării. Dacă încuviințați mesajul ăsta, dați un like, dați un share ca să
nu răspândim ideile unui om, ci ca să promovăm învățătura Sfintei Scripturi și sper eu să ajutăm pe mulți oameni care au făcut greșeala asta să se pocăiască. Iar pentru mulți care ar fi ispitit să facă lucrul ăsta, să regândească aspectul ăsta și să se boteze în adunarea în care au crescut sau, dacă nu sunt din familii de pocăiți, să se boteze într-o adunare din localitatea lor. Nu să se ducă la Iordan, la evenimentul BBSO sau la Beiuș sau nu mai știu pe unde să duc oameni. Da? Nici nu contează. Important este principiul. Dați like, dați share și ne auzim la următorul live.